tuturor ne place să primim cadouri și unde e locul mai bun de făcut cadouri decât în Jumbo. Așa că astăzi am de gând să fac foarte multe cadouri prietenilor mei din cartier, să ne vedem reacția și să vedem dacă or să se bucure sau nu. Fac asta pentru că consider că nu un calendar trebuie să ne dicteze viața, așa că astăzi e Crăciunul pentru toată lumea. Eu nu o să primesc un cadou, doar prietenii mei vor primi, dar dacă vor să-mi dea și ei ceva, că le dau ceva, poate, cine știe, nu știu. Cred că asta ar plăcea maxim lui Bisoi. Asta puțin ne-am plimbat prin Jumbo și am ajuns la ideea că lui Mădălin s-ar potrivi foarte mult ceva de cântat. Ne gândeam inițial la un microfon, dar e cam 50 de lei. Adică nu asta e problema, vă dați seama, dar cred că s-ar descurca mai bine cu o muzicuță. Nu l-am văzut niciodată că a folosit o muzicuță și poate o să ne demonstreze ceva. Băi, de când îl știu, e cu muzica, stă, cântă. Sunt curios dacă o să reușească să facă ceva de față cu noi, pentru că tu ești cel mai talentat și are o gală de box și așa ne salutăm noi mai nou, pentru că tu ești cel mai talentat prieten al meu. Mamă, nu m-am gândit să iau ceva de box, nu m-a dus capul. Eu te știu pe tine că cânți și cânți fain și așa. Uite, ți-am luat o muzicuță. Are 24 de găuri, așa scrie pe ea, dar cred că are 24 de găuri pe un rând. 24 de găuri pe un rând? Da, cred că are 48 în total, nu știu exact. 48 de găuri, ești nebun la cap, toată viața auzi. Mă, mulțumesc, avere! 48 de găuri n-am văzut în viața mea. Întreagă. Adică da. Nu știu, și cine știe să cânte, străbunicul meu. Mi se pare fascinant că gen, tu știi ce se întâmplă, gen, tu știi ce note cânti acolo și așa. Nu, da, hai. Fii atent. Ce șase? Între ce și de șarpe. Ok, fii atent. Hai să facem o chestie. Vrei să faci un freestyle, să cânt la muzicuță și o să-ți fac beatbox? Nu. Oh! Îți place cadou? Foarte mult. O să-l folosești? N-am avut niciodată muzicuță, am avut numai străbunicul meu și țin minte că eram fascinat de ea. Cât costă o muzicuță de asta în ziua de azi? Cât am dat pe asta? 25 de lei? 25 de lei? Da. Ce ieftin poți să faci muzică. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Mă bucur că îți place. Ăsta e un insight pe care vi-l dau. Saic vrea să-și cumpere ceva de genul în mărime naturală, gen să fie atât și să aibă jocuri cu el. Știți, Pac-Man, știți, toate jocurile de pe arcade-ul ăsta, nici eu nu le știu pe toate. Dar am văzut ăsta și ăsta are 26 de jocuri, prețul e unul ok și e ceva ce îi se potrivește mănușelul Saic. Hai să vedem dacă o să-i placă sau nu și hai să vedem ce jocuri are prostia asta pe el. Am ajuns la Saic. Mă, stai la calculator. Ce bă? Ah! Bă, ce ți-ai dorit tu din toată viața ta? Chiar nu prea multe. Minți, ai o chestie pe care ți-ai dorit-o, minți mai de mult că-ți dorești. Dar o vrei atâta, eu n-am găsit-o atâta, să știi. Nu știu, chiar am cam tot ce vreau în viața. Fii atent. Nu, sunt jocuri din alea arcade. Corect, pe care le găsești în mall. Vere, scria că are 26. Scrie că are 26 de jocuri pe el. Și n-ai testat-o? Nu, ți-am luat și baterii. Tu trebuie să deschizi, tu faci unboxing. Eu uite, n-ai și-a luat la valiere noi. Am unboxing la altceva acum. Ok, acum faci la asta. Mereu mi-am dormit jocuri. Vere, e Crăciun. Na. Dar nu prea înțeleg, sincer. Cum intri în jocuri? Ce fac grupii că-mi pușc? Ți-ai dat seama ce trebuie să faci în jocul ăsta? Cred că trebuie să faci toate astea, așa. Arzi de tine. Bă, cred că e păcăleală, cred că e doar un joc. Bă. Dar e tare, Robica, îmi place, mersi mult. Bă, te pup, nu știu cât de des o să folosești tu jucăria de asta. O să las undeva, gen, când o să-mi fac. Da, de design e drăguț undeva să o pui. O să-mi fac camera de setup undeva, o să-l pun acolo. Îți place? Da, îmi place. Mă bucur mult, să rămână. Cu mânuțele pline de cadouri vreau să vă anunț că am găsit și cea mai tare chestie pe care am văzut-o eu vreodată pe pământul ăsta. E un tricou cu un om dezbrăcat foarte păros, care cred că ar veni mânușa lui Kitsu. Nu știu de ce, dar aș vrea ca Kitsu să accepte cadoul ăsta de la mine, dacă nu o să-l păstrez eu. Ușile astea două n-au număr pe ele, aia avea un număr. Nu știu care e, cred că e asta. Doamne, ce m-am speriat, gata. Ușile astea două n-au număr și nu știam care e, dar mi-am să aminte că asta e. Ce părere ai de cadoul pe care ți l-am adus? Cum? E cel mai tare tricou pe care l-am văzut eu vreodată, Kitsu. Dar se vedem doar pe TikTok. Este un tricou cu păr pe el. A, că gen e o scale în cap sau? Bă, da, dar eu m-am gândit sincer că ți-ai lăsat barbă și voiam să văd neapărat cum arăți cu tricoul ăsta pe tine. Te rog, poartă-l, te rog, pune-l pe tine. Andreea, încurajează-l să-l pună pe el, te rog, te rog. Pune-l, te rog și Andreea. Era ultimul. Era primul și singurul și ultimul. Era din ediția de Halloween gen. Și abia-l puseseră și am zis: "Nu, trebuie să-l iau." Ce material are? Bă, materialul e dubios. Nu-i păi, e un... A, bă, da, uite sfârcurile. Auzi, mă? A. Vrei să facem un deal? Aha. Dacă-ți dau o tavă de tiramisu, mă las să nu port ăsta? Chiar e o tavă de tiramisu? Da. Da. Și de ce vrei să mi-o dai mie? Că... nu o mâncăm. Am un cadou părțile. Da. Bine, iau și tava, dar vreau să o port ăsta. Vere, vreau să-l văd pe cineva. O să-l pun pe mine. Cum e? Parcă nu vezi sfârcurile unde trebuie. Unde sunt? Oh. Ia. Bă, what the fuck? Chiar mi-o dai pe bunețe, nu e pentru vlog. Da, bun.
Dar când ai făcut-o? E bună, nu? Pune și voi asta pe story. Acum 3 zile. Acum 3 zile? Trebuie să fie bun. Vrei taste test? Da, vreau să fac taste test. Bă, ok, m-au așteptat ei cu cadouri. De păstrăm măcar îl păstrezi? Ha? Tricoul îl păstrezi? Nu. Ok, o să le iau înapoi. Bă. Dar facem giveaway cu el, unul dintre voi îl poate câștiga. Aflați mai multe la mine pe Instagram, dați-mi follow. E foarte bun. Da? Are multă cafea, e bun rău. E foarte bun. Pentru că și animalele sunt suflete și știm cu toții cât de mult le plac animalele, Ilinca și lui Mădălin ne-am gândit să luăm o pungă de chipsuri pentru bol. Sunt 100% sigur că o să-i placă și o să se bucure de ea și pe lângă toată chestia asta aici intră evil plan-ul meu. Mădălin e foarte sensibil la sunetul ăsta și mai și chițe. O să-l scoată din sărite. Bună, Ilinca! Am un cadou pentru tine. Bine, real vorbind e mai mult pentru pisică. E perfect! Dar știu că îți iubești animalele mult și uite, ți-am luat o pungă de chipsuri cu bacon. Fâșnâie. Deci. Oh, fuck, nu știu dacă o să știe el că poate să... Da, nu cred că o să afle, dar eu am luat-o cu gândul că poate se enervează Mădălin. O să ducă capul să se joace cu ea, dar mulțumesc! Cu plăcere! Cine-i cel mai înalt băiat pe care îl cunoașteți voi din cartier? Exact, Pain. Și o să luăm ceva pe măsura lui, un coș de basket în miniatură, pentru că tovarășul meu e până aici gen. Și o să vedem dacă reușește să îndeplinească toate provocările pe care o să-i le dau eu cu acest coș de basket. Pe cine vedeți voi încălța cu Adidas și ăștia? Miriana. Sper să-i placă, nu o cunosc așa bine, dar am văzut că și-a luat mai de mult. Dăștea și nu dăștea, și-a luat niște șosete urâte și eu iau Adidas. Hei, salut prietenii mei! Mamă, ce bine ești îmbrăcat! Ce faceți, aveți eveniment după? Nu, bărule. Asta e cum așa de-ai luat-o cu mine, bă, îți vine bine rău de tot. Dar nu mă îmbrac tot timpul bine. Ba da, aveți și parfum, bună, Miriana, ce faci? Hai că am pregătit niște cadouri foarte tari pentru voi. Bă, ție, nu știu dacă o să-ți placă, dar Miriana, știu că o să-i placă rău de tot. Fii atentă, o să încep cu Ali, da? Fii atentă, Miriana, asta este cadoul meu de la What? Mine pentru tine, gen. 38-39 porți, nu? Chiar sunt... E bun și... Ce mărime poartă? 35. Wow! 36, da. Mă, că-s dăștea margini de purtat în casă, sunt drăguți. Da, șmecheri. Și chiar nu aveam... Păi nu aveam scrobi. De ciubote. Ce era ciubote? Vrea să-mi fure, vezi? Da, ai tăi, ai lui, care vreți voi? Păi scrie girl, da, e ok, poți să-i porți și tu și fii atent pe inuț. Pentru tine am, stai un de-asta de pus în casă când te plici, gen, mai arunci o minge, pentru că ești cel mai înalt prieten al meu din cartier. Normal. Stai, pentru că ești cel mai înalt prieten al meu din cartier. Păi eu am un 8-6. Corect, și eu am un 2 și un pic. Îți place? Da, e tare, Robi, îmi place. Dacă vrei să-l desfaci, putem să facem o probă acum, să dai una, două mingi și după aia vreau, chiar haide. Asta vreau. Stai așa. Nu știu să nu scăpăm sau să-l stricăm. Hai, frățioru. Bă, ai baterii? Da, am baterii, da. Bă, îmi dai și mie două baterii. Da. Mamă, și sare, vezi că n-am testat-o, gen. Da, mă, da. Știi ce a zis Vlad când am văzut coșul ăsta? Că o să fie primul dunk pe care îl dai. Ai dat dunk. Fără să-i zicem, gen. Bă, ești un pic campion. Ia, dar dacă îl pun aici, poți mai dai dunk? Cred că asta e mărimea normală la un coș de basket, nu? Mai mult mai mult. Atât poți să-l duc mai mult. Robi. Așa, așa. Hai. Am un 8-6, n-am 3 metri, lasă. Corect. Ok, îți place, da? Da, îmi place. Mă bucur, poftim al tău, să te bucuri de el. Mulțumesc. Dar nu mai da mâna așa. Deci Robi are o chestie foarte ciudată. De fiecare dată când dă mâna, gen, în loc să țină așa, gen, să dea așa, el face așa. Așa. Ce faci așa? Nu știu, sunt obișnuit să întind mâna. Da, și după aia apuc. Dacă faci așa, ascultă-mă. Tu când ai noroc cu cineva, da? Tu faci așa. Ok. Nu e confortabil. Da, nu e confortabil. Dacă simt când dai așa, vezi? Mulțumesc. Înțelegi? Știi ce zic? Adică altcumva e. Asta e altceva, na. Sau uite așa. Stai, hai să facem poc. Da? Dar stai că-ți prind cam așa. Așa. Gata. Gata? Hai, gata. Stai așa. Hai. Îți dai toți oamenii care se acum la noi. Da, mă, deci fii atent, stai puțin. Deci trebuie să facă bă la... Exact, da. Haide. Hai. Ce dracule. A, bă, dar e greu că ai mâna micuță. Oh, I'll take it. Am văzut chestia asta aici în care poți să ții mai multe chestii, un fel de portofel. O cumpăr pentru Vlad, băiatul care mă filmează acum, pentru că ține cardurile aruncate prin ghiozdanul ăla și dacă vreodată o să pierd un vlog pentru că el ori își rupe un card, ori îl pierde prin ghiozdan, o să fiu foarte supărat. Așa că cumpăr asta pentru siguranța noastră a tuturor, nu doar pentru binele lui. Inițial acest broccoli tot pentru bisoi era, dar am aflat că Gami a ajuns acasă și se potrivește în mânușă. Gami, ia-mă, ia.
Bă, credeam că și Bisoi cu tine, sincer, că am adus și ce aveam pentru el, dar pentru tine l-am pe șoferul lui Sheriff, frate. Brocoli. Am crezut că și Bisoi și voiam să fac mort în casă. Nu pot să cred. Eu de-abia aștept sincer să vadă Bisoi. Asta ți-am zis, cream că ești cu el și mă așteptam să mă acceptați, să faceți. Așa, da. Wow, cât aveam nevoie de ăsta. După ce închis camera, ți arăt de ce aveam nevoie de ăsta. Ok. Îți place? Wow, e criminal. Vă pun moșii mei. Bă, vreau să mă văd și o dată cu șoferul lui Sheriff să fac un vlog. Gen, cumva arată ca mine, e mai înalt, mai slab din el, e mai frumos. Dar cumva arătăm la Sunteți fel, nu? Sunteți doi copii broccoli. Da, nu? A trimis Robinetto, clip pe grup. Cum se filma el așa, după aia aș vrea așa pe lucru, așa. Arată-le filmarea la băieți. Apă acum pe ecran. Defecte, n-am efecte speciale, că te iubesc rău. Stătea el așa și ștecea așa, bă, să moară, băi. Vă rog eu frumos, opriți-vă. Broccoli! Îți place, da? Fiind! Eu sunt mor de curiozitate de ce ai nevoie, sincer, de asta voi acum pe vlog. Sper să vină Playboy Card de la Bish, please! Fiind! Voi înapoi la galaba. Pentru că Bisoi nu are o parteneră și stă singur în apartament și jucăria asta aduce puțin la inamicul lui Broccoli. Cred că ăsta ar fi cadoul ideal pentru el. Hai să vă arăt ce și știe să facă ăsta. Nu, stai. Ce faci? Stai, n-ați auzit bine. Bisoi e prost. Ați înțeles, da, vorbește. E enervant. E enervant. Care zornăitoarele astea, dar dacă îl deranjează... Dar dacă îl deranjează, o să le dea el jos. Băi, ați apăsat pe butonul de like la clipul ăsta? V-ați abonat canalului? Credeți-mă, chiar muncesc din greu să fiu atât de constant cum am fost în ultima perioadă și aș aprecia foarte mult dacă v-ați abonat și ați apăsat pe butonul de like. Acum l-am luat. Cel mai scump cadou a fost, să știi. Da? Da. Adică vrei banii pe el? Nu vreau. Nu vreau banii pe el. Trageți-l, dar să n-aibă șurubelniță acolo unde e. Uf, ai cardul la tine, să... Cum băgăm bateriile în el? Ce cargogule, că asta e imbus, cred. Mi-a făcut cheie. Hata ca să-l dai înapoi. Nu-l dau înapoi, mă, ți-l dat fie. Să mor eu dacă ți-l iau înapoi. Pui ce-ți curasă. Stai, bă, Nico, aici. Cam mare șurubelnița asta pentru gaura ce-i acolo. Ce atât e prea mare? Gaura să nu fie prea mare pentru șurubelniță. Dar e prea parte o ia. Dar uite ce are boala copiilor șurubelnița lui Nicu. Să mor, trebuie să mă scol pe mâini. Gata? Bă, n-am rupt-o. Ok, stai. Ce prost e Bisoi. Ce prost e Bisoi. Aaaa, ai dalea că-ți dau mare bucată. Învață-l! Bisoi. Bă, nu... A, nu are... Gami e viața mea. Așa. Bă, sper să-ți placă asta, să-ți fie noul tău corect de apartament. Sincer, l-am luat cu gândul că tu n-ai iubită. Dați dislike. Mă, păi ăsta ascultă mai mult, bă. Să mă cacă și nițelul tău. Gami orez. Rita mea, poftă bună. Bă, sper să te bucuri de aia. Da, e criminal, ia-l înapoi. Chiar nu vrei? Nu, nu merge. Și tu. Am ajuns la munte și am pregătit o surpriză mare rău de tot pentru sora mea. Ea acum se mută la Brașov cu facultatea și se plângea la mine că nu are un calculator bun, adică avea un calculator ok, se juca ce voia să se joace, dar ea a zis că vrea să apuce de live-uri, să facă stream-uri și așa mai departe. Și am cumpărat un calculator nou și ținând cont că se mută în apartament și așa, am zis să-i fac un cadou frumos de apartament nou și că a intrat la facultate și că vrea să facă și stream-uri și ce vrea să mai facă. O să vă las pe ecran aici o poză undeva cu componentele pe care le are calculatorul, oricum o să-l și vedeți. Ideea e că astăzi se mută și o să-și ia și birou și calculatorul și așa. Calculatorul ei vechi, o să vi-l arăt pe vlog. O să-l iau, o să-l ascund la mine în cameră și o să creadă că l-am băgat aici în mașină, care de fapt ăsta e calculatorul nou. Hai să dăm drumul la treabă și să vă arăt exact despre ce e vorba. Și dacă încă n-ați apăsat pe butonul de like la vlogul ăsta, faceți bine și faceți-o pentru că asta mă ajută pe mine foarte mult. Hai să-i dăm bătaie. Nu știu cum cărăm biroul ăla. Valorant.
Gata, acum că am ascuns calculatorul, tot ce trebuie să facem e să o ajutăm să strângă toate chestiile astea de le mai are aia de strâns. Majoritatea hainelor și le-a luat, dar mai are gen setup-ul, adică monitoare, mouse, tastatură, birou. Și pentru asta trebuie să o ajut eu, deci cam atât mai avem de făcut. Ajunge la Brașov, conectează calculatorul și o să fac eu în așa fel încât să vă dați și voi seama și să vedeți cum arată noul ei calculator. Ioana, vezi că fac vlog, că te-ai mutat, da? La facultate aici. Vezi că filmezi când îți fac aici calculatorul, da? Da, hai și tu, să mă ajuți. Unde e cablul ăla de la sursă? Așa. 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 Hai cu cablul ăla de la sursă. Hai bine, hai că mă uit eu. Unde ai pus punga aia? Ia vezi. Dă-i prima cheie la calculator. Ai văzut? De cheiță. Zima. Hai de cheiță. Jură-te că mi-era calculator nou. Da. Și când ai schimbat asta? Când ți-am zis că îl bag pe ăla vechi, l-am pus pe ăsta nou, gen. Eu credeam că are lumini mai multe, sincer. Bă, dar uite cât de plin e. Da. E cine pe apă? Da. Wow. Ce bine era să ne dea și nouă un magazin de ăsta sponsorizare la clip să le iau și eu mai ieftin. L-ai asamblat tu sau ei direct? M-a ajutat un prieten. Îți place? Da, dar nu prea îmi dau seama ce are în el. Da, nici eu nu mai știu ce are în el. Vezi, stai așa că îți dau o poză acum pe WhatsApp și uite-te să vezi ce are în el. Avem un i7-12700KF. Exact. Avem... Zi placa video și ramică, atât te interesează pe oameni. Placa video. GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB. Ce RAM? 32 GB de RAM DDR5. Mamă, pui rachete, e mai bun decât al tău, așa? Da, e mult mai bun decât al meu. Na, să-l folosești sănătoasă, să vezi că le-am zis la băieți pe vlog că te apuci de stream. Să te apuci de stream-uri, să știți că cât de curând se apucă aia de stream. O să vă dau pe Instagram, pe story acolo, un link, să intrați la ea pe live, să-i găsiți canalul, nu știu exact pe ce o să facă încă. Dar până atunci abonați-vă și apăsați și voi pe butonul de like, pentru că asta mă ajută pe mine foarte mult să continui. Nu știu, hai să strângem la vlogul ăsta 15.000 de like. Vă pup, pa! Azi liber!